retrocediamo. Hai, deschideți poarta baselor, a poveștilor, a viselor. Aici pe fiecare îl așteaptă o bucurie mare. Ați auzit o veste? Cei 7 pitici au pierdut cheia de la poveste. Să începem cu primăvara. Uite, Rândunica e afară. Ia, de n-ar sosi în țară, noi n-am ști că e primăvară. Rândunica, circiului, spune, mai ai chestrui. Păi, câți bani mi-au mai rămas ca să țin despre naus? Nu găsim cheia în primăvară, să căutăm deci în vară. Carul veri, îl auzi, trece durul împrinduți, prin cireș și prin arut, pe o troate de căpșuni. Pește gardul meci ieșe nesurâți, pe o cireșe, vezi cireșe în perechi, la fetițe în urechi. Bicicletele prințate au cireșe lauderate, dacă scanți 4 din 7, obții 3 cireșuri coapte. Uite din calculator, curge cireșul pe covor. Și în loc să îmbreci cămașa, tragi pe tine o cireașă. Nici în carul verii, nu-i, cheia, nu! Mergem în toamnă să căutăm și pe greie să-l întrebăm. Știu, greie, știu, toamna e și e târziu. Vânza cade de pe ram și-mi zurul e la geam. Vântul caută la zori cheile de la mensuri. Piticelor fragi, nu pe ea o căutați, poftim, cu ea iarna descuiați. Nu-i aceasta, nu-i aceasta. Astăzi, în instituția noastră, Liceul Teoretic Constantin Sterii Soroca, este un eveniment deosebit, un eveniment cultural. Îl avem o specie pe Arcadie Suceveanu, renumitul Arcadie Suceveanu. Și eu, în calitate de director, sunt mândru de faptul că a pășit pragul școlii noastre nu prima oară, fiindcă eu sunt consăteanul domnului Suceveanu, de ce și sunt foarte mândru și bucuros de această vizită a dumnealui. Și consider că această întâlnire o să marcheze copiii noștri și vor citi mai mult, vor avea dorința aceasta de a lectura cu cât mai mult. Sper că domnul Suceveanu a rămas mulțumit de această vizită, de această primire și de copiii noștri din Liceul Constantin Sterii. Mă frământă așa întrebare, la ce vârstă ați scris prima poezie? Prima poezie am scris-o așa prin clasa a patra, a cincea. În clasa a cincea deja aveam caiete, erau atunci profesorii și amintesc, 8 și tetrad, adică caiet de general așa, gros, cu foi, avea 46 dacă nu, sau 42 de pagini. Și aveam un caiet prin clasa a cincea deja plin cu poezii. Mai întâi am fost poetul clasei, apoi poetul școlii, treceam așa pe, la recreație și zice, uite, trece poetul. În râs așa, cu ironie, bineînțeles, colegii. Nu mă luau în serios. Dar era interesant, pentru că era ceva puțin obișnuit.
Noi, mici cititori, așteptăm cu nerăbdare o nouă carte. Cum se va intitula și despre ce va fi? Da. Îmi face plăcerea să vă anunț că anul acesta îmi vor apărea două, dar de fapt trei cărți pentru copii. Una va fi dată în producție, adică la tipografie, foarte curând. Lucrează la ea pictorița Stella Damaschin Popa, cea care mi-a ilustrat și alte cărți. Iată, știu că la școală este o carte acolo, ea mi-a ilustrat-o. Se va numi, stați puțin, o carte nouă de poezii, nu, ea ilustrează cartea de proză, care se va numi Zebra traversează pe zebră. Dar mai am o altă carte, am predat-o acum o lună, la editura Plut Internațional, care se numește Diminețile lui Dom Cucurigo. Deci vor apărea până la sfârșit de an. Portativul curcubeului. După ploaie, iată curcubeul se arată și cum stă pe cer festiv, pare a fi un portativ. Sub culoare de maroz, cred că prima notă. Pun un bob de mazăre, sub culoare roz, e? Între roșu, prins și gri, stă bine notei? Mii! Cafeniul nu cumva, frate, e cu nota? Da! Galbenul e mai domol. Scriu pe galben nota? Da! Între albastru și lila, nota următoarei? Da! Verdelui s-ar potrivi cel mai bine nota? Da! Și în sfârșit n-am încotro și scriu iarăși nota? Da! Au fost mai multe cărți cu ghicitori. Iată, am adus o carte cu ghicitori. Așa. Dar fiți atenți. Doamna asta cum apare, dau umbrelele în floare. Ploaia, da? Bravo, aplauze pentru cei care au zis ploaia. Doi tăciuni și un morcov roșu. Ieși tu să-l vezi pe moșu. N-aude nimic. Cine? Nu este chiar adevărat. Omul de zăpadă. Aplauze pentru cine a spus omul de zăpadă. Casa lui de faraon seamănă cu un trombon. Trompeta. Casa lui de faraon seamănă cu trombon. Casa. Trompeta. Cine a zis melcul? Melcul. A zis melcul. L-am invitat pe Arcadie Suceleanu, fiindcă poeziile dumnealui sunt în programa școlară și elevii le cunosc bine chiar din clasa 1. Scriitorul cu mare drag a acceptat această invitație și astăzi, de Ziua Internațională a Cărții, 23 aprilie, scriitorul a venit în ospiție la elevii de la Liceul Constantin Stere. A fost o sărbătoare mare, scriitorul ne-a prezentat noi cărți, noi poezii, iar elevii au recitat frumos poeziile dumnealui. Ceea ce am văzut astăzi la voi, ceea ce am discutat, auzindu-vă, ascultându-vă pe voi, este pentru mine un stimul pentru creație și, dacă mă ajută Dumnezeu și îmi dă sănătate, voi scrie în continuare alte cărți pentru voi, pentru copii. Vă mulțumesc! Mă aflu astăzi la Soroca, e o bucurie pentru mine, fiindcă este baștina multor scriitori. Este baștena lui Ion Druță, a lui Matkovski și atâtor altor scriitori și este, în general, un loc atractiv prin cetate, dar și prin oamenii de cultură, inclusiv prin liceul care m-a invitat astăzi, Constantin Stere, un liceu care are o imagine de instituție foarte
serioase în întreaga Republică și nu numai, care are punți de colaborare cu alte instituții din lume. Am avut două întâlniri cu elevii din ciclu primar și cu elevii din clasele superioare, întâlniri diverse, cei mici sunt ca întotdeauna foarte deschiși și foarte sinceri și foarte curioși să afle cât mai multe amănunte din copilăria autorului cărților pe care le-au citit. Mi-au pus întrebări foarte ingenioase, foarte interesante, unele chiar care te încuie, cum se zice, nu e simplu să răspunzi la ele. Vreau să spun că astăzi a fost o sărbătoare care mi-a umplut inima cu multă bucurie și dragoste și am cunoscut multe lucruri interesante despre domnul poet Arcadie Suceveanu. Am avut o mare plăcere de a face cunoștință cu Arcadie Suceveanu și am recitat poeziile sale. Eu știu multe poezii de Arcadie Suceveanu. Am citit Păduri de fac, dealuri verzi de grâu și am învățat cu drag limba unui râu. Plin de grijă și respect, teiul m-a învățat că albina e subiect, mierea predicat.